Dragii mei, cred că pot să vă spun, dragi, că mi-ați dovedit că e mai mult decât simpatie față de M10. Acțiunea noastră de strângere a semnăturilor pentru listele de susținători am încheiat-o la Onești. Consider că nu am strâns semnături, noi am strâns doleanțele cetățenilor. Avem o listă întreagă de nevoi care vrem să le acoperim prin platforma program pe care o vom prezenta într-un timp foarte scurt. Nu va dura foarte mult pentru că cred că sunt probleme care cum să zic, trăiesc de câțiva ani printre noi și trebuie să le găsim tot noi rezolvarea. Nimeni nu le va rezolva dacă nu vrem cu adevărat schimbare. Sunt convinsă că asta vă doriți, o schimbare. Am văzut asta în ochii multora din cei care ne-au dat semnătura chiar cu așteptarea că o să mă înscriu la dumneavoastră în audiență, să văd, o să mă primiți. Sigur că o să vă primim, pentru că asta suntem, o ușă deschisă către nevoile cetățenilor. Promit să fiu portavoce pentru toate doleanțele dumneavoastră. Vă mulțumim deocamdată pentru susținere și așteptăm să ne votați. Să ne votați pentru că merităm. Suntem mai buni ca alții.